Fac, mă teleportez pe aici. Păi da, cine te-a pus să iei portal gun-ul cu tine? Am găsit un first aid kit. Deci atât de random și e plin cu chestii care sunt foarte bune. Oh, dude, să vezi ce fashion sunt. N-ai văzut fashion de când ești tu și de când e cineva mai bătrân decât tine, așa fashion cum am eu acum pe mine. Oh. Stai că... Băi, să vezi, deci, vai, o să rămâi mască, frate. Deci cartofi, cartofi o să-ți iasă din stomac în timp ce tu ești la mine. Așa. Și apoi o să crească un copac plin cu cartofi. Dar sus de tot te-ai dus? Ai verificat aici? E ceva? E și o cască aici. Am... Sus de tot, adică... Nu m-am dus, pe de-aia te-am văzut pe acolo și așa am schimbat. Am zis, bă, ia-ți okay, parte, ia. Rămâi și fă ce vrei, fă borș cu partea aia, știi? De obicei aici sus se spunează arme, dar... Dacă au fost oameni pe aici, da. Nu prea mai găsești. Eu aș vrea niște muniție pentru arma asta, că... Na, da. Deși sporterul să știi că chiar ai avut dreptate. Parcă e o apă, parcă e o armă cu apă, știi? De, sau o armă de jucărie mai mult, pentru că fiat nu prea am o geacă de asta, numai că e cu model diferit și pentru tine. Nu e geacă, e un fel de palton așa, băi, să vezi. Da, da, ai unde să o iei sau trebuie să vină acolo? Da, am luat-o, dar n-am spațiu să iau altceva, deci ar trebui să vii să o iei. Hai dacă... Hai că vin. Aici nu prea e nimic pe partea asta, dar eu am văzut o baterie pe jos, deci cred că cineva s-a dezbrăcat. Și asta înseamnă că cineva a fost deja aici. Dar nu cred că am aruncat-o eu aici totuși. Nu, păi chiar nu, nu cred. Hai să văd ce e asta. A, tot radar cap. Bă, mi-e frică cu scările astea. Doamne ferește. Da, să știi că s-au întâmplat multe lucruri cu scările astea, frate. Zici că sunt malefice, mă. Chiar sunt, frate. Atât fac ce e acum. Este și un red down e o jacket. E haină aici. I'm completely soaking. Păi vezi ce faci, de ce te-ai udat, a? De ce ești umed? Am făcut pe mine, frate. Nu trebuia să spui că... Winter Hunter pants pristine? Oh, what? Ai găsit pantaloni ștecheri, ha? Pristine chiar? Da. Nu-mi plac ăștia alt, că nu prea e bun de camuflaj așa de mult, camuflaj. Păi, contează camuflajul când ești fashion, ha? Dar ăștia nu prea sunt fashion, ăștia sunt hunter pants, adică ce, dude, vânătorii sunt este fashion? Vorba de moda vânătorilor. Trebuie să arăți cât mai bine când împuști vânatul, când simte, când simte că nu mai are pentru ce trăi, pentru că este un kiwi. Bă, vii să-ți iei geaca sau... Dacă aș ști pe unde ești... what the fuck, ce e asta? E o cască de motociclist? Damaged, nu mă interesează. Inginerul Max vine acum. Oh, what the fuck? Sunt afară, dar unde, nu știu unde ai văzut-o, unde ai văzut geaca aia? Ce? Păi o am la mine. Aici, vezi că sunt spatele tău. Bă, e o cască de motocicliză, sunt roșii. Uite, ia-ți haina și lasă-mă că kiwi-ul ăla e a meu, știi, eu l-am găsit, deci e a meu. Dar ia-ți geaca, să nu zici că-s bolangiu și n-am luat nimic pentru tine. Bă, ia uite, ce e pe jos, e o hârtie, what the fuck? E o notă, mă. E roșie. Păi pleacă-mă de aici că tu ai scris-o chiar acum, mă, what the fuck? N-am scris-o eu. Șobolania, dar doi rot în kiwi cu motorină la un cinema de lângă tine în 2004. What the fuck? De unde ai scos chestia asta? Eu? De unde e hârtia aia pe acolo? De unde e? Acolo era. Și vrei să spui că ai scris-o tu când era acolo? O iau pe albastru. Ia stai, mă, ești mai înalt ca mine? Nu? Mașeta mea. Nu cred. Bă, am o armă foarte periculoasă. N-ai, bă, da. Vezi că am o armă foarte periculoasă. Ho! Și vezi că sunt chinezi, băi. Ce faci cu aia că n-ai gloanțe la ea? Ce e să faci cu ea, ha? Ce? Crezi că mă intimidezi? Bang, bang, poc, poc, poc. Nu, vai, te rog, nu. Te rog, nu. Poc, 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 poc. Bă, pleacă-mă de aici așa. Bă, tu știi că dacă e cineva pe câmpul acolo, ne poate împușca ușor? Nu ne împușcă, mă, nimeni, că suntem... Nu e nimeni pe câmp, nu e așa? Așa, 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 așa. Trebuie să schimbăm, cred că, serverul, dar... Bă, ți-ai luat geaca, mă, care ți-am lăsat-o? Da, e roșie, mă, de ce să o iau? E identică cu asta mea albastră. Păi am crezut că n-ai nimic, mă, că era mai bun, știi, că are niște spații acolo. Nu, am pe asta, nu, e ok.
Hai să schimbăm iar serverul că aici. Stai că văd. Stai un pic. Văd niște bocanci acolo jos. Bă, stai, ai grijă acolo că am alunecat. Păi știu, așa aluneci acolo, nu știu ce dracu se întâmplă, dar dai mare grijă. Ce, ai văzut ceva jos? Nu, dar vreau să mă uit, că am mai găsit chestii pe aici, știi? Ah, frate, eu aici nu mai cobor, îmi bag picioarele. Păi da, numai tu ai murit, mă, acolo, că na. Dar uite, vezi că nu mai e. Am găsit o șapcă aici, niște pantofi, dacă am atât. Da, e clar că trebuie să schimbăm serverul iar. Mai e cineva din lista mea de prieteni care intra pe server și nu-mi dau seama pe care ești. Intră pe ăla, nu intra pe... Bă, ce luminos e aici, frate. Cum spuneam, no spawn loot? What the fuck? Ce e asta? Ca un șobolan de la înfometat care mușcă pentru care prima ești? Dată din ceva, bă. Ce care ești? Pleacă-mă, nu intra iar pe... Ăsta e vaporul meu, du-te pe alt server. Du-te okay. Și nu veni aici. Păi da, ce facem? Împărțim loot-ul? Du-te pe alt server și găsește-ți chestiile tale. Dacă te prind să mor de nu-ți dau cu mașeta în cap. Da, frate, gata, calm. Păi calm, dar... Și cum se spune? Calm, dar nu, ceva de genul ăsta, pe acolo pe undeva se spunea ceva. Deci ai grijă că brânza e foarte, foarte scumpă, da? Clar. Păi cum, ai văzut o brânză ieftină? Am găsit o cască de asta tot verde. Ia să văd. Spawning in 7000 seconds, fuck. Cât, mă? No, 40, dar mă enervează. 7000 seconds. For the rest of your life. Oh. Over 9000. Bă, enervant. Am găsit un IV start kit de la... IV start kit, ia-l. În caz că avem nevoie... Și iar e o pălărie bun. Plutitoare. Dar te-ai întrebat dacă am spațiu? Nu știu, aruncă-ți ceva pe care nu... Ți-o zic, deci IV start kit, dacă cumva ești unconscious, poți să te retrezesc cu el. Cu un blood kit și IV start kit împreună. Cum am făcut data trecută, deci... Recomand să... Da. Gata, am mâncat... Ok, deci kiwi. Acum suntem pe un... Adică tu ești pe alt server și eu pe alt server. Așa sper. Bă, am luat unul la întâmplare, deci n-ar trebui să fie aici. Sper. Am găsit și un... green pepper bell. Cineva l-a purtat, dar merge. Ia stai. L-a purtat? Da, e worn. Nu știu, frate, eu... Și pe ăsta. Ai grijă ce bagi în gură. Că nu știu... Eu sunt ca un fel de fenomen, frate. Eu mănânc... uite, o chestie. Tu mănânci orice, a? Sailing orice. Bag. E bun ăsta? Mănânci și sailing bag? Stai, nu... Am găsit mâncare pe vapor deja. De ce nu pot să-l iau? Ce paștele mă tiai, băi, sailing bag? Îți trebuie ăsta sau... Sailing bag, da, îți bagă niște... Cum îi spune? Îți bagă niște sânge. Nu-ți dă tot sângele, dar... O parte din sânge ți-o bagă. Stai puțin, lasă-mă să mă uit ce am în first aid kit. Ești dezbrăcat. Mă, am un start kit în first aid kit-ul meu. Nu mă-l mai iau și pe ăla. Sailing e diferit față de... mai ai unul sau ce? Fuck. Dude, am găsit bugul bugurilor. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ce bug ai găsit? Poți să intri pe undeva prin zid la vapor. Recomand să ai mare grijă cu faza asta. Dude, eu îmi fac o reputație de distrugător și descoperitor de bug-uri. Dar vezi să nu cazi. Distrugător vapor, de jocuri, descoperitor de bug-uri. Eu îți recomand să ai grijă. Ar trebui să fac un portofoliu de la, cu chestii stricate și descoperite păi da, și bug-uri. Păi da, și te angajezi la, tester, că sunt astea, da. Ubisoft, EA Games, ăștia au departamente de testing. Și le zic, băi, uitați câte jocuri am stricat, vedeți, am descoperit de-a bug-uri, n-au poziții voștri. Ai și video evidence, ca să le da, și video evidence, vedeți, mă pricep aici și așa, facem chestii, păi o punem de o combinare la un angajament aici și ce spuneți. Și eu zic că, băi, uite what the fuck? Ce mă, dacă e nevoie, o să mă dau cu capul de toate zidurile dintr-un joc. Mă uitam că era o pasăre care ia și că zbura, dar mergea așa pe vapor. Parcă e foarte ciudată fază. Uite, am găsit și o mască de aia de motociclist, cască, mască. Da, eu mi-am luat cască de motociclist. Asta, cred că e headgear-ul meu preferat din joc, casca de motociclist, nu știu. No, e veche, e pase. Da, a mea e pristin. Băi, nu contează că e pristin, e vorba despre fashion aici. Iar pe fashion, ce spune mai mult că ești un supraviețuitor decât o cască de motociclist? Ceva care nu e o cască de motociclist. Nu? Îmi spui de asta. Nu? Cum nu? Tu ce părere ai? Eu acum mănânc un măr, luând bucățele foarte mici din el cu mâna.
E câte o firmitură așa, și câte o firmitură de măr. Cine a mai mâncat măr așa? Ei, cum mă, nu toată lumea mănâncă măr așa. Să ciupești mărul așa. Păi cum, eu credeam că toată lumea mănâncă mărul așa, păi ce? Nu, eu nu mi-am dat seama. Și băi, cine mușcă din măr? Cum să mușcă? E așa câte o bucățică mititică așa și să nu... Să ai grijă să... Ia uite frate, iar dă ăla gauri, mă. Mă, cred că a descoperit vreo hartă, frate, la vreo comoară undeva băgată prin zid, știi? Mă gândesc, frate, că poate fi ceva... Mă, ceva tot trebuie să fie. Eu cred că a găsit ceva în pereți. Cred că a găsit ceva în pereți și vrea să caute să găsește aur sau ceva. Nu știu, a găsit vreo harta unei comori. Că sunt detectoare de metale, știi? Și dacă s-a dus cu detectoare de metal și a pus pe perete și a început să bipăie ăla, ce a zis omul? Bă, dacă e, trebuie să încercăm, nu? Da, și așa a stricat toți pereții. Și apoi... Da, și a zis, bă, merg la plesneală și dacă e, îmi repar toți pereții. Nu câștigi, da. Nu? Da, plus că mi-a o nouă soție, că asta vechi e amuzată și știi ce s-a gândit el așa. A zis că dacă nu e și face mult zgomot și nu ajunge la nimic, zice, băi, am făcut decorațiuni, am renovat chestii și scapă basma curată oricum ar fi. Ah. E o notă aici, da. A, nu știu la ce mă așteptam. Niciodată nu găsiți ceva scris în chestiile astea, în afară de aia pe care ai scris-o. Băi, am găsit pe Reddit oameni care tot postează din astea, dar știi că nu poți să-ți dai seama dacă sunt chiar pe bune sigur, sau nu. Sigur, știi? Da, poate exact de asta spuneam. Poate l-au scris și la vrăjeală, știi, ca să... Huie, da. So fun. Adică, na, găsești una și care e șansa ca ăla care găsește să folosească și Reddit-ul și astea, având știi? În vedere că serverele își dau restart la... What the fuck, Stone? Având în vedere că serverele își dau restart la 2 ore, șansele să găsești o chestie scrisă de cineva e zero, frate. Când o să bage respawning loot, nu o să-și mai trebuia să-și mai dea restart serverele așa cum își dau acum. Și să fie mult mai fain. Dar nu înțeleg, nu pot să... Cred că e stricată chestia asta, frate. Care? Nu pot să pună în geacă niște chestii. Cum ar fi hardhead-ul, pentru că ăla ocupă 4 spații. Nici first aid-ul, în geaca asta ceva e putred. Nu pot să pun chestii în 4 spații, numai într-unul. Deci dacă pun asta, merge. A, uite, aici în partea asta nu mă lasă, fie antena. Jos mă lasă. E ca și cum un spațiu de acolo ar fi stricat, știi? Și... Băi, mă tot teleportează. What the fuck e cu jocul ăsta? Uite, am mai desc eu... Ia uite, frate, m-a teleportat înapoi, bă, ăsta e nebun la cap. Da, da, e clar, spațiul ăla e buguit și nu poți să-l folosești, nu știu ce dracu se întâmplă, dar... Dar am mai descoperit o chestie. Deci m-a teleportat înapoi jocul. Uite, am găsit Firewood, mă, ăsta când s-a băgat? Firewood o să-l folosești, e de mult, dar nu are nicio folosință momentan, o să-l folosești cum, ca să... Cum, e prima dată când văd? Nu, no, e de mult, dar nu se spunează așa de mult. Deci o să trebuiască să-l folosești ca să dai foc într-un șemineu, într-o casă, știi? Să faci focul. Ai mă, la și cum așa o să te încălzești. La cum să moară oamenii pe aici, cred că ei fac o mare greșeală încercând să facă ceva atât de staționar cum ar fi, cum ai zis tu, să plantezi sau chestii de astea. Deci... Bă, asta deja sunt planuri pentru, eu știu, anul ăsta, dar nu știu când vor fi. Deci întâi trebuie să facă, să fie serverul, să nu-și mai dea serverul restart așa la fiecare 2 ore, știi? Că dacă tu plantezi ceva și serverul de restart, ia gândești un pic, se resetează ce ai plantat, nu merge. Păi da, de asta zic, dar ideea e că dacă oamenii se omoară așa tot timpul și astea, crezi că e avantajos să pierzi atâta timp lucrând la un sistem care se bazează pe faptul că tu rămâi în viață foarte mult? Am găsit un bă, SPS. Bă, ei vor să facă, na, acum un survive, hardcore survival experience sau ceva, dar... Adică într-un fel înțeleg ce vor ei să facă, într-un fel da, te înțelegi oamenii, pe tine ce zici. Dar oamenii sunt răi, nu o să... Mai mult PvP se întâmplă decât altceva, știi? Sunt curios dacă vor exista vreodată servere PvE only, știi? Adică să nu poți să te omori cu alții decât să omori zombie. Ar fi boring totuși, nu crezi? Bă, da, dar să există un sistem... Mă, să există un sistem în care să... Să fie un fel de safe house unde nu poți să omori pe nimeni sau ceva de genul ăsta? Și acolo să-ți faci o fortăreață, să zici. Nu, sau și acolo să nu te poată omori nimeni. Să-ți pui un fel de status în care tu poți să ataci și poți să fii atacat, știi? Ceva de genul ăsta să aibă. Da, dar după asta gândește cât de rapid poți să exploatezi chestia asta. Bă, e mare problemă că n-am unde să pun un pistol.
Deci e un pistol pe jos și n-am unde să-l iau, pentru că spațiul ăla din căutul meu, oare dacă-l arunc și-l iau iar? Probabil dacă te reconectezi o să-și revină, da. A, nu, stai, uite, da, l-am dat jos, l-am pus iar și acum funcționează spațiul, e ok. Dar chiar nu știu care-i faza, pur și simplu nu puteai să pui ceva într-un anumit spațiu de acolo și dacă... Cred că ce se întâmplă e, în locul ăla, în spațiul ăla, există ceva deja, sau jocul crede că există ceva. Și de asta nu te lasă să pui. Păi asta, dar ce să existe și dacă e... Păi asta, probabil nu există nimic. De fapt, am găsit și un mosin, știi? E un mosin și un eschis, dar cred că las mosinul, că am găsit și niște chestii de mosin, parcă mai sus. Asta, era un compresor ceva. Eu o să rulez cu sporterul momentan, o să mă duc în bereziună puțin să văd dacă găsesc ceva. Ia uite, gata, ia. Am pe mosin și ceva... Așa. Hai mă, scoate mosinul. Da, clar nu scoate mosinul, stai că să-l pun manual. Am pățit și eu chestia asta de multe ori. Da, interesant. De fapt, o să-mi vopsesc mosinul ăsta negru, cred, că e mai jos ceva. Au spus că vor băga în soare, în joc. Da, dar dacă nu se depune și nu se depune, da. Da, n-au cum să facă să se depune, știi? N-au cum că trebuie să facă o hartă complet diferit, ai complet nouă, știi? Și apoi cum o să... Poate o să... Nu e așa de greu să dai replays la toate texturile cu o textură albă, dar e vorba păi că... Păi da, nu poți să dai direct albă, adică, na... Bă, ai jucat Breaking Point pe zăpadă, ai văzut că poți să dai să păi fie... Păi da. Gen, nu să pui una albă, ci folosești textura și o modifici astfel încât să arate... Mapping, ca să arate ca și cum ar fi urme pe acolo și chestii, dar ideea e că... Nu știu ce să zic. Și apoi, dacă e așa, ar trebui să fie o mapă total diferită care să nu aibă legătura cu asta, pentru că nu poate să facă pur și simplu tranziția de la o mapă la alta așa, pentru că ninge. O chestie totuși pe care, adică îmi place DayZ, da? E unul din jocurile mele preferate, dar aș vrea foarte mult să joc un joc de ăsta survival cu zombie într-un oraș din America, unde vezi zgârie nori și chestii de genul ăsta. Și poți să te urci în ele sau poți să te duci prin oraș și chestii de genul ăsta. Aia mi-ar place, aia ar fi fain. Asta e un oraș, adică astea sunt orășele mici, da? Sunt orășele în Rusia undeva și ok, e fain. Dar mi-ar place să fie undeva în America acțiunea. Sper totuși să existe un joc la un moment dat unde poți să mă duc undeva în America. Gata, mosinul negru. Să te duci în America. Că ce e în America, frate? Au... Ți-am zis la ce mă refer. Adică un oraș... Chiar oraș. Astea sunt orașe, dar sunt ca niște sate, dacă stai să te gândești. Da, sunt mititele așa, da. Na, ai văzut ce FPS ai în Electro. Ok, dar să-mi pe engine-ul ăsta. Dacă ar fi pe sistemul ăsta și pe engine-ul ăsta, păi dar nu faci nimic într-un oraș de ăla. Ar trebui altceva. Dar dacă va exista vreodată așa ceva, sigur voi fi interesat.